Bună ziua! Bună ziua! Voi share imediat ecranul. Uh-huh. Oare reușiți să o vedeți? Da, da. O se vede. Uh-huh. Oare este pe full screen? Cred că da, da. Cred că este full screen. Da, este. Ok. Bună ziua, numele meu este Diana Plămadă, sunt doctorand în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Facultatea de Știință și Tehnologie Alimentelor. Iar proiectul pe care îl voi prezenta astăzi se numește Gutrient. Este vorba despre un produs sustenabil care ajută la îmbunătățirea microbiotei la indivizii cu obezitate. Ca și cuprins, ca și pași pe care am urmărit în dezvoltarea acestui produs, ne-am axat asupra risipei alimentare, am găsit un produs pe care am putea să-l utilizăm în dezvoltarea batonului Tescovina de mere, compușii fenolici și rolurile acestora, combinația dintre compușii fenolici și proteinele din lapte. Un alt aspect important a fost obezitatea, corelată cu microbiota intestinală și compușii fenolici. În anul 2021 s-a realizat un raport privind risipa alimentară la nivel mondial și s-a arătat în anul 2019 931 de milioane de tone de alimente au fost aruncate, iar un alt raport realizat la nivelul României, tot în anul 2019, au evidențiat faptul că s-au consumat sau s-a făcut o risipă alimentară per persoană, per an, de 129 de kilograme. Cele mai des întâlnite produse care au fost risipite au fost în principal mâncărurile gătite, fructele și legumele. Cele două din urmă conțin cantități crescute de compuși bioactivi, concentrate în mare parte în subprodusele rezultate în urma procesării, spre exemplu, tescovina de mere obținută din industria merelor, sucului de mere. Aceasta este alcătuită în principal din coajă, semințe, peduncul, dar și o cantitate din pulpa fructului. Iar ca și valori nutriționale exprimate în procente din substanța uscată, conține majoritar carbohidrați, proteine, lipide și fibre. Producția de mere a crescut semnificativ în ultimele două decade, cu un procent de 48%, iar utilizările acestora se pot întâlni ca și extracția compuștilor bioactivi, hrană pentru animale, acizi organici, producerea de acizi organici, enzime, bioetanol și biogaz. Aici este o comparație cu distribuția compușilor fenolici la nivel de pulpă, coajă și semințe. Se poate observa clar că această cantitate este predominant găsită în coajă și semințe, acestea fiind principalele componente ale tescovinei din mere. Ca și principalii compuși fenolici ce se găsesc în tescovina de mere, identificați în literatura de specialitate, se regăsește florizina, epicatechina, catechina, acidul clorogenic și catechina. Iar ca și rezultate, ca și roluri asupra organismului uman, se numără cel antioxidant și cel antiinflamator, fiind principalele roluri ale compușilor fenolici, urmat de cel antiproliferativ, cardioprotectiv, antidiabetic, anticancer, dar nu în ultimul rând cel prebiotic. Principalele roluri ale proteinelor sunt cel plastic și structural, observându-se fiind elemente constitutive pentru enzime, hormoni și anticorpi, stând la baza mecanismelor imunitare. Acestea oferă o sațietate de lungă durată, fiind un factor foarte important pentru persoanele cu obezitate, iar proteinele din lapte, sunt reprezentate majoritar de caseină și de proteinele din zer, lactoglobulina și lactalbumina. Acestea pot fi un factor alergen, un lucru observat la vârste fragede, dar există și cazuri întâlnite la vârsta adultă. Conformația, solubilitatea, proprietățile funcționale și digestibilitatea, în combinație cu cu compușii fenolici, pot duce la un produs final finit sau un produs lactat finit cu
cu proprietăți antioxidante, proprietăți tehnofuncționale îmbunătățite, cu o textură și caracteristici organoleptice îmbunătățite. Obezitatea este o boală, este cea mai des întâlnită boală metabolică, ce este foarte des asociată cu patologiile cardiovasculare, cu diabetul și mai multe tipuri de cancer. În anul 2016, la nivel mondial, se registrau peste 650 de milioane de indivizi cu obezitate, iar datele pe care le-am găsit pentru, la nivelul României au fost colectate în anul 2008, unde au prezentat un procent de 51% din populație fiind supraponderală, iar 19% din indivizi prezentau obezitate. Corelația dintre microbiota intestinală, obezitate și compuși fenolici. Microbiota intestinală este un factor foarte important în sănătatea organismului uman, fiind conectată cu toate sistemele acestuia. Fiind foarte bogată în microorganisme, trilioane de microorganisme, un dezechilibru al microbiotei poate fi observat prin prezența anumitor patologii, precum obezitatea. Studiile prezintă diferite rapoarte între bacteriile benefice și cele patogene identificate specific la persoanele cu obezitate, iar studiile realizate pe animale, mai exact pe rozătoare, pe șoareci, au evidențiat faptul că atunci când au fost realizate transplanturi de materii fecale de la un animal cu subpondere sau normopondere la un animal cu obezitate, greutatea celor cu obezitate s-a îmbunătățit, la fel și compoziția microbiotei intestinale. Din anul 2015, compușii fenolici au fost incluși ca și prebiotice, în grupul prebioticelor, observându-se capacitatea lor de a influența compoziția microbiotei intestinale, având rolul de a inhiba bacteriile patogene și de a le stimula pe cele benefice. Aici, până aici a fost partea teoretică care ne-a stimulat să punem la cale dezvoltarea acestui produs, iar ca și metodologie pe care am ales să o dezvoltăm, am început cu un studiu de literatură pentru a identifica un soi de mere care este foarte bogat în compuși fenolici. Acesta e soiul de mere pe care l-am ales să lucrăm cu, este Red Delicious, pentru că conține o cantitate foarte mare de compuși fenolici, iar apoi am găsit o metodă de extracție a acestor compuși care ne ajută să extragem atât compuși liberi cât și compuși legați pentru a avea un randament cât mai crescut, iar apoi am continuat cu caracterizarea chimică a acestora înainte și după un tratament termic pentru a testa stabilitatea acestor compuși și a vedea calitatea, diferența dintre pretratament și post-tratament, iar apoi am continuat cu aceleași analize asupra proteinelor din laptele de vacă pe care le-am ales să lucrăm, cu care am ales să lucrăm și caracterizarea acestora. Apoi s-a realizat amestecul de compuși fenolici și proteine, caracterizarea acestui amestec, iar mai departe se vor alege celelalte ingrediente din baton, se vor stabiliza și optimiza ingredientele batonului, iar mai apoi următorul pas, care ar fi cel mai important pas, este dezvoltarea unui studiu clinic împreună cu medici, lucrând cu eșantioane de indivizi cu obezitate pentru a observa schimbările la nivelul microbiotei intestinale, pentru a observa efectul acestui baton. ProGutrient este un produs inovativ, sustenabil, deoarece poate reduce risipa alimentară, ducând la un efect mai puțin dăunător asupra mediului, dar și cu aplicabilitate la nivelul sănătății, a patologiilor care sunt în continuă creștere, precum obezitatea, care este o problemă foarte crescută la nivel mondial. Vă mulțumesc!